Cred că e important să înțelegem un lucru. În viață ni se poate întâmpla să iubim de mai multe ori. Părelnic odată, părelnic a doua oară, pe bune câteodată. Noi de cele mai multe ori alergăm după un miraj, după un țel, după un model care locuiește ca un homuncul în creierul nostru. Așa. Și ne stresează. Vrem să fie așa, să fie așa. Am întrebat foarte des fetele de la liceele sanitar, pedagogic, pe când existau și ulterior, când mă întâlnesc, discut foarte mult, care e modelul de bărbat pe care el iubesc? Mamă! Unde să-l găsești pe ăla? N-ai unde! Și când, mie îmi place când încep cu ăstea, să fie credincios. Da. Să meargă la biserică. Bine, na. Dar dacă poate să aibă și casă și... Dar pare un lucru imposibil. În general, cred că nu putem să scoatem din inima noastră oamenii pe care îi iubim. Și dacă ne omoară după aia și ne calcă în picioare. Inima noastră așa e construită, are numai intrări, n-are ieșiri. Dacă vreți să iasă cu tot din adinsul, țineți minte că sunt teribilele poeme cavalerești din secolele 16-17, mai ales în Flandra, acolo erau ei mari și tari și făceau, sau friulenii, făceau tot timpul poezii în care își smulgeau inima din piept. Eu cred că biserica poate să aibă și un ATI specializat pe scoaterea persoanei iubite din piept, dar merită să facem asta, dacă merită să facem asta. Cel mai bine este să vă păstrați tot timpul relațiile de prietenie. Oamenii nu ai voie să-i pierzi. Fiecare dintre ei sunt câte un gaj, câte o bornă pe care ai traversat-o. Și dacă nu iese, Doamne miluiește, poți să rămâi prieten foarte bine cu el, deși Ovidiu ăla care săracul a fost exilat la Marea cea Mare din motive de persoană iubită în inimă, spunea că dragostea e vecină cu ura. După ce nu mai iubim, urâm, nu mai suportăm nici mirosul, nici cămașa, nici numele, aruncăm tot. Și totuși rămâne o undă de melancolie care ne străbate în toată viața. Important e să nu-l scoateți din inimă. Refolosiți-l la alte lucruri. Te rog. Deci ce se întâmplă cu cei de altă credință din punct de vedere al mântuirii dacă ortodoxia este credința adevărată? Pentru că ortodoxia este credința adevărată, are obligația de a se ruga pentru ceilalți ca să vedem la înviere ce se va întâmpla. Eu nu pot să-mi dau cu părerea în eschatologie. Știți că este teribilă pilda aceea în care spune, ajung la poarta raiului, ajung mai mulți care credeau că ei sunt unicii locuitori din rai și le zice îngerul, aici puteți călca că sunt ortodoxi și ăștia au zis că se mai mântuie câțiva în afara lor, aici mai pe vârfuri așa că sunt jehoviștii care zic că nu se mântuie nimeni în afara lor, știți? Adică ne vom mira de cei pe care îi vom vedea și ne vom mira și de cei pe care nu îi vom vedea în rai. Asta e sigur. Important e să nu gândiți într-o teologie paralelă care nu vă folosește. Pe mine, pasiunea mea personală este nu să aflu ce se întâmplă cu ei după ce mor. Important e ce fac pentru ei să înțeleagă ortodoxia în timp ce sunt în viață. Pentru că îmi iubesc ortodoxia atât de mult, le-o dăruiesc din toată inima și din tot cugetul meu. E drept că pe unii a durut inima, alții au făcut stopuri cardiace, dar e problema lor, nu e problema mea. Niciodată nu mi-am pus problema la modul acesta. Ce facem? Unde mergem? Am o singură siguranță că Hristos e Domn și Dumnezeu. Și că Raiul este Hristos. Nu e un spațiu, nu e un ce, e un cine. Și în virtutea acestui cine, el va stabili ce se întâmplă cu el. Pot să zic, vor fi transniți încă din timpul vieții, viermi, șoareci. Dar nu mă gândeam, un copil care se naște în budism, are niciun repede, nici nu auzi. Deci eu așa îi dau slavă lui Dumnezeu, măcar judecata îi aparține lui. Că judecățile ne aparțin nouă. Toată o învârtim, atât o sucim, atât o... Știți, acum mai e o treabă. Putem vorbi despre demnitatea ortodoxiei și nedemnitatea ortodoxilor. Ortodoxia este mântuitoare, dar asta nu înseamnă că toți ortodoxii care cred că sunt ortodoxi se vor mântui. Da? Adică ușurel, calm, ochii țintă la Hristos și când vedeți că Nicoala se mai încruntă așa, nu-i de la floricelele din timpul meciului, da? Părinte, cine e împotriva predării legii în școli și de ce? Să-i zic pe numele lui adevărat? Dracu-i împotriva predării de religie. Noi tot fuțuim că seculariștii, ca să... Nu, domne, cum să fie bucuros diavolul că se predă religie în școală?
Veniți-vă în fire. Acum câțiva ani mergeam într-un spital și împărtășeam muribunzii. Când era un medic acolo, mă înjura, cum mă vedea, dădea cu mama, de mă rupea așa. Zice, ți-o dau pe mama la telefon, vorbește cu ea, las-o în pace, ce ai cu mama? M-am enervat. Ei, dar în continuu, domne, nu se oprea. Până într-o dimineață, când mă cheamă de urgență în urma unui accident din ăsta foarte grav, că e unul care e muribun, ei nu-l recunoscuseră și era medicul respectiv, era în ATI, și m-am dus să-i citesc rugăciune. Când m-a văzut, a făcut ochii mari și a zis, promit că nu zic nimic de mama. Nimic. După un timp am tot stat și zice, părinte, ne-am împrietenit între timp. Chiar a crescut excepțional prietenia noastră. Nu e un om să vină la biserică tot timpul, dar nu ăsta-i țelul, v-am zis. Nu de biserică aș duce lipsă Hristos, ci de oameni. Și atunci, luându-și și povestind cu el, îmi zicea la un moment dat, m-am bătrânit și zice, părinte, nu vine să cred. Zici că m-ar dea ceva în spate. Și a zis, aruncă peria! Nu? Țineți minte, când umbla fata Genarului să-l salveze pe făt frumos din lacrimi. Adică, noi trebuie să înțelegem că sunt și mecanisme din afara lumii văzute care se pornesc împotriva noastră. Pe mine cel mai tare mă distrează asta, azi după masă, într-una dintre multele discuții de la congresul acesta internațional de teologie, râdeam și spuneam că în România sunt 18.000 de centre de învățământ, de școli și licee. De unde o să scoată ăștia 18.000 de educatori sexuali când ei nu găsești între ei doi pedagogi normali? Despre ce vorbim? Despre atârnat pe sfoară prezervative și sutiene? Asta o fac și proștii în sat. Nu-i nevoie să fii un ONG ca să faci asta. Și apoi una dintre marile gogorițe. Marea gogoriță este că biserica se opune educației sexuale. Greșit! Greșit! Biserica face educație sexuală prin preoți la fiecare spovedanie. 80% din ceea ce mărturisim la spovedit sunt chestiuni de trup. Nu sunt chestiuni de spirit. Părinte, am venit să-mi explicați un pic viziunea siriană asupra FM Sirul. Nu? Părinte, am călcat pe bec. Becul era mare. M-am ars. Nu? Nu e asta. Ce? Vorbim despre îngereală la spovedanie? Spovedim oameni. Oamenii au sexualitate. Slavă lui Dumnezeu. Că altfel cum ne mai neșteam din părinții noștri? Îngerii n-au copii. Da? Deci să fim serioși. Vreau să înțelegeți bine că cei care se ocupă cu pusul tălpii au luat cartonaș galben deja și știți că deja s-a inventat și cartonașul portocaliu în unele campionate. La noi nici la roșu nu se vede bine. Dar o să vedeți că în timp se vor auto-ucide, se vor auto-non-exprima. Care este punctul dumneavoastră de vedere de faptul că se construiesc mai multe moluri decât biserici? Foarte bine, domne, un stat în plină expansiune. Muncim pentru alții, de ne sar capacele. M-am uitat de Crăciun. Domne, la Crăciun vine omul cu câte un săculeț de păcate și împinge la 100 de cărucioare cu produse. Asta este România. România de la comunism la consumism și e de înțeles. Părinții dumneavoastră v-au transmis, multora dintre cei tineri v-au transmis în voi celula foamei, celula fricii că veți deschide frigiderul și nu o să fie nimic acolo. Noi care am stat cu orele la coadă la lapte, știm cum e să stai la coadă la lapte. Voi nu! Vă păzoi, dacă vă trebuie ce culoare are vaca, ziceți că e mov de pe Milka, de pe ciocolată. Dar noi nu! Sau mă gândeam acum zilele trecute, când au fost căldurile astea mari în România, cum stăteam noi la coadă pentru apa minerală aia în sticlă, băgată în bosfaleți. Cum au trecut lucrurile. Vreau să vă spun că este posibil ca noi, în genetica noastră mentală, în sufletul nostru, să avem tare de educație datorită acestor lucruri. Iar molurile au răspuns de plin cerinței noastre de îndumnezeire a stomacului. Da? Țineți minte la mănăstire la Socevița cum sunt pictați dracii? Da. Au ochii în burtă, așa. Au ochii în burtă. Ei văd cu stomacul. Noi nu. Da, să mă uit aici. Ce putem face pentru a învinge fricile? Pentru a ne da seama că facem voia Domnului. Asta cu voia Domnului nu vă bag, că sunt mulți domni care trebuie să le facem câteodată voia și nu iese bine. Există o singură posibilitate de a vă controla asupra rațiunilor de a fi în viața duhovnicească.
Să rămână, mulțumesc. Deci, există o singură posibilitate să aflați asta. În general, e important să vă sfătuiți cu oameni de valoare. Întrebați-i pe oameni în care aveți încredere dacă ceea ce faceți, faceți cu voia lui Dumnezeu. Dar când spun oameni de încredere, nu spun neapărat tanmița și mămăița, da? Că le-a vor zice ca voi. Da, da, mamă, e frumușel. Are vreo 75-80 de ani, dar e drăguțel tare. Ia-l, mamă, de unde e? Și mai bine, da? Deci, ușurel, la fiecare îndoială trebuie să găsiți omul potrivit să vă dea sfatul. Nu mai veniți la preot să ne întrebați de vaccinuri. Aveți medici de familie. Da? Nu ne mai întrebați pe noi, pe preoți, dacă să vă luați sau să nu vă luați cu cutare sau cu cutare. Asta este real alegerea dumneavoastră. Că după aceea ne scoateți ochii. Părinte, dar n-ai dat matale binecuvântare. Da? Se poate întâmpla. Nu mai expuneți lucrurile duhovnicești cu gânduri neduhovnicești. O să vă fie mult mai bine. Iar frica, să știți că nu se înfrânge decât cu teamă. Trebuie să vă fie teamă, să vă mai fie frică. Învățați să trăiți cu voi înșivă, nu vă mai luați după toți nebunii din jur, și când aveți frici organice care vă vin din frica de boală, din frica de noapte, de frica de întuneric, există soi tot felul de dezlegări, să știți. Da? Iar prima dezlegare este de butonul de la telecomanda televizorului. Da? Vă dau la toți dezlegare, să nu mai puneți deștul pe buton foarte des. Încercați să nu mai faceți zapping prin valorile de viață prin care treceți. Asta ne costă. Trecem de pe canalul de Duh Sfânt pe canalul de Animal Planet, știți? Și din tensiunea asta se naște lipsa noastră de performanță în a ne mai alege orizonturile culturale. Și pentru asta să știți că nu-ți devină seculariștii. Noi! Ce faci atunci când uneori te gândești că ți este bună viața de mănăstire, iar uneori cea de familie? Asta e boală deja. Să țineți minte că cea mai bună este iarba din grădina vecinului. Studenților noștri care au boala asta, în anul 1 și 2, studentul teolog e pălit de călugărie. Dom'le, doarme pe jos, doarme pe scânduri, mănâncă pâine uscată, bea apă cu lingurița. În anul 3 trece cerasela. În loc să vină Duhul Sfânt, trece ea. Și își dă seama că tot somnul lui pe covată spartă nu valorează cât o ceapă de gerată. În anul 4 te duci și zici, ce faci? De unde ești acum? Nu știu, părinte, ispită. Nu vă ascundeți după cuvinte. Noi nu alegem între viața de mănăstire și viața de familie, ci alegem între idealul Evangheliei la tensiune maximă și tensiunea Evangheliei în tensiune maximă. Vă dau un exemplu. Toate maicile pe care le cunosc și toți spun ce frumoase sunt privegherile și că ce buni suntem la privegheri, le spun tot timpul, da, dar în aceeași măsură orice mamă care vede de un copil care este cu temperatură și încearcă să-i coboare temperatura, este exact în același proces de pocăință și smerenie. Iar pocăința ei se vede pe scăderea temperaturii copilului. Pe când pocăința celorlalți se vede prin, știu eu, creșterea cordialității, a modului de rugăciune, a capacității de comunicare cu ceilalți. Și una și alta sunt la fel de bune. Bucurați-vă că aveți de ales între două vieți bune, nu într-o viață de familie și una de curvie. Nu între una de mănăstire și una de noapte, spre dimineață. Nu vă mai plângeți că sunteți în dilema aceasta. Rugați-vă și dați-i drumul înainte.